Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Picătura Verde, emisiune în care vorbim despre sănătate picătură cu picătură. Invitata noastră de astăzi este doamna dr. Monica Spânu. Bine v-am găsit! Mulțumesc, bine v-am găsit și eu! Și am ales pentru dumneavoastră un subiect de sezon. Vorbim despre pregătirea pentru costumul de baie. Chiar dacă mergem, chiar dacă nu mergem la mare, tot ne cade bine să arătăm bine. Într-adevăr. Cura de slăbire, pentru că așa o numesc toate femeile, vom vorbi mai mult despre femei în această emisiune, e la modă. Fie că suntem sau nu suntem la o greutate standard, mai toate femeile dorim să slăbim. Întrebarea este cum să facem acest lucru sănătos. Aceasta e problema, pentru că și din experiență femeii suntem, știm că acele diete drastice se întorc împotriva noastră. Da, e rău pentru întreg organismul, e rău pentru că organismul percepe asta ca pe un stres. Îl îndur cât și cum pot, dar în momentul în care chiar nu mai pot, îl rejectez. Și atunci situația de dinainte se reîntoarce inclusiv cu greutatea care avem înainte sau mai bun câteva kilograme. Dar nu greutatea este cea mai mare problemă aici, cât impactul asupra sănătății, iar dietele drastice au un impact negativ asupra întregii sănătăți. Deci nici măcar nu vom vorbi, nu le vom pomeni. În schimb, o slăbire treptată în greutate, care ține cont de alimentație, de sport, de un anumit mod de gândire, de renunțarea la toxice, la tot ce e nociv în viața noastră, pe lângă faptul că te ajută să scazi în greutate, aduce altceva mult mai important și anume aduce sănătate, pe care dacă obțin treptat, învățând cum să procedez, îmi rămâne și se menține de-a lungul întregii vieți. Deci o slăbire treptată înseamnă practic întoarcerea la un mod de viață mai sănătos. Fiecare persoană are o greutate la care se simte bine și nu întotdeauna este greutatea aceasta de confort cea ideală în viziunea medicilor. Care ar trebui să fie greutatea ideală totuși? Nu aș da cifre, pentru că socotelea din târg nu e tot una cu cea de acasă, iar noi reacționăm foarte diferit. Avem metabolism diferit, avem un mod de a gândi diferit, deci nu ne vom încadra toate femeile în aceleași șabloane. Gândiți-vă că nu numai că metabolismul de bază este diferit, putem avea diferite probleme de la anumită vârstă. Pot avea o tendință ușoară spre hipotiroidism și atunci automat pun o greutate mai mare. Pot avea nevoie realmente organismul meu să consume mai multe alimente. Pot trece prin anumite perioade, cum e înainte de ciclu, cum e la lună nouă, lună plină, în care organismul meu cere și atunci eu trebuie să-i dau mai multe alimente și atunci voi varia în greutate. Deci nu există ceva standard. Dacă fac legătura între greutate și sănătate, eu ca persoană individuală și nu medicul, eu trebuie să urmăresc ce-mi face bine, ce alimente, când, cum să le consum și trebuie să țin cont de acest lucru. Mai mult de sănătate decât de a arăta într-un anume fel. Vorbeați de niște fluctuații de greutate. Cam care ar fi o limită sănătoasă în care ne putem juca, ca să spun așa? Și aici aș putea spune că e o limită variabilă, la fel ca și apa. Se recomandă să consumăm câte apă pe zi, știe toată lumea, 2 litri pe zi, ceea ce este greșit. E variabil în funcție de sex, în funcție de alimentație, în funcție de munca depusă. Unele persoane transpiră mai mult, unele mai puțin. E variabil, la fel cu greutatea. Unele persoane slăbesc 1, 2, 3, chiar 4 kg într-o săptămână și n-au nicio problemă cu asta. Alte persoane, dacă se străduiesc să slăbească atât de mult într-o săptămână, au anumite reacții, hai să spunem, adverse. Amețeli, stări de rău, stări de greață, stări de oboseală. Deci nu îi se potrivește unei persoane ceea ce îi se potrivește alteia. Totul trebuie să fie, să aibă un răspuns pozitiv din partea organismului. Deci nu avem neapărat un standard, o cifră. Vedeți, e interesant, unele femei într-adevăr slăbesc foarte repede. Altele încep o cură de slăbire corectă și durează mult timp până încep într-adevăr să slăbească, dar atunci o fac constant. Mai există și cazul pe care l-am întâlnit la destul de multe paciente, începe o cură de slăbire, nu se întâmplă nimic și chiar te îngrași puțin la un moment dat și te întrebi cu ce, cu aer. Dar așa funcționează unele organisme. Poate la început pui realmente 1-2 kg, dar după aceea începi constant și frumos să dai jos din ele. Și asta se vede pe haine, nu trebuie să ne cântărim toată ziua pentru că ajunge o obsesie. Morg pe cântar de 3 ori pe zi și deja mă stresează gândul că morg pe cântar. Dar e bine să nu facem un exces din evaluarea concretă în cifre a greutății.
Deci trebuie să ne simțim greutatea. Da, trebuie să ne simțim comod cu ideea că doresc să slăbesc, trebuie să mă simt comod cu ideea de a face o schimbare. O schimbare în alimentație, o schimbare în sport, o schimbare în traiul meu zilnic, unde sigur am ceva lipsuri, ceva nu fac corect dacă pun greutate mai mare decât mă simt eu confortabil. Există perioada aceea de demult, de care discutam la începutul emisiunii, înainte de emisiune, când erau la modă femeile mai voluptoase. Da? Dar niciodată nu a fost la modă grăsimea în exces, pentru că nu face bine. Grăsimea în exces îngreunează funcționarea inimii, îngreunează funcționarea rinichiului. În acea grăsime în exces, de obicei se depun toxine, este unul din rolurile țesutului adipos, deci odată când unul din rolurile grăsimii este acesta, deci atunci când ne îngrășăm foarte tare, poate să însemne inclusiv că am multe toxine în organism și n-am unde le depozita. Organismul depune toxine și acolo le stochează oarecum. Deci asta înseamnă și că trebuie să fac o detoxifiere. Ajungând la acest cuvânt detoxifiere, orice cură de slăbire, la fel ca orice post, pentru că postul pe lângă latura spirituală implică și o latură alimentară, înseamnă o detoxifiere. Și eu întotdeauna când fac o cură de slăbire, trebuie să țin cont, să susțin organismul pentru a putea elimina toxinele care se elimină din tot felul de locuri din corp, inclusiv din țesutul grăsos. Am mai vorbit noi la alte emisiuni de acea gamă poligema detoxifiere care îmi susține rinichiul, intestinul, ficatul, toate organele corpului care, credeți-mă, muncesc mai mult atunci când facem o cură de slăbire. Au nevoie de energie mai multă și au nevoie de susținere. Detoxifierile acestea durează câteva luni. Există vreo soluție minune care să ne slăbească așa cât am pocnit din degete? Există minuni, dar nu există o soluție minune. Există reguli de bază, despre asta putem discuta. Există Sigur. Câteva reguli, hai să le spunem, universale. Cum ar fi? Dacă dorim să slăbim, nu mâncăm glucide. Seara și glucide. Exact. Nimic din ceea ce înseamnă carbohidrați. Asta înseamnă tot ce conține zahăr, dar înseamnă pâine, paste făinoase, cartofi, orez, iarăși lucruri pe care le cam știe toată lumea, deci o regulă universală și general valabilă. Apoi nu mâncăm seara, pentru că organismul noaptea nu doarme, ci e perioada în care el se detoxifică și se regenerează. Dacă eu mănânc seara 8, 9, 10, ora 22, atunci organismul, în loc să se odihnească și să se regenereze, el trebuie să muncească pentru a digera alimentele. Și cu siguranță nu mă ajută nici la slăbit, nici la a menține starea de sănătate. E bine să nu avem în casă alimente care știm că nu sunt bune și ne fac poftă. Dar iar asta nu ține de medicină, dar sunt reguli de bun simț pe care este bine să le aplicăm. E bine, e indicat să consumăm apă, nu fix 2 litri pe zi, ci atât cât ne cere organismul. Sunt acele persoane care într-adevăr spun, eu nu beau apă. Ei, da, acelea trebuie să se forțeze un picuț, pentru că acele persoane uneori nici nu transpiră. Deci eu n-am cum să elimin o mare parte din toxine din corp. Deci da, trebuie băută apă și trebuie mers la baie și urinat de mai multe ori pe zi, pentru că astfel prin rinic se elimină multe toxine și mă ajută să slăbesc sănătos. Și, nu în ultimul rând, trebuie să facem sport. Sportul nu înlocuiește, nu poate fi înlocuit cu nimic. 30 de minute de plimbat, de alergare ușoară, de mici exerciții care se pot învăța de pe un program de pe internet, abundă internetul de ele. Deci slăbim corect, având grijă ce mâncăm și făcând sport. Obligatoriu. Și natura ne vine și ea în ajutor pentru a ne ușura acest proces. Exact, pentru că sunt produse naturale care într-adevăr ne ajută. Ne ajută mai ales pe acele persoane care au un metabolism mai lent. Noi suntem în această zonă în Transilvania, o populație predispusă la un ușor hipotiroidism sau la o lentoare a metabolismului și atunci trebuie să ajutăm puțin acest lucru. Un preparat care mie îmi place foarte mult este preparatul Slim Drink. Conține mai multe plante, fiecare are un anumit rol preponderent în detoxifiere, încă o dată confirmă faptul că slăbirea corectă se face printr-o detoxifiere corectă. Deci acest produs conține extracte din splinuță, vulturică, păpădie, brusture, da? Toate plante cunoscute pentru această detoxifiere, fructe de fenicul și încă o plantă foarte importantă cu accent direct pe slăbire și care conține iod, este o algă marină brună,
Fucus vesiculosus. Conținând iod, acest preparat slim drink nu îl voi administra persoanelor care au alergie sau intoleranță la iod. Luate împreună, toate aceste produse îmi fac în primul rând o detoxifiere renală și intestinală, pe gastric, pe intestin, pe ficat, vezică biliară și la nivelul pielii. Da? Deci o detoxifiere globală și datorită compusului cu iod îmi accelerează arderile interioare. Rezultatul este foarte bun după 2-3-4 săptămâni de utilizare. Dar repet și o să repet tot timpul, însoțit de o dietă adecvată și de sport. Sportul făcut zilnic nu trebuie efort mare, dar dacă îmi obișnuiesc corpul cu 20-30 de minute de un anume sport zilnic, inclusiv inima lucrează mai bine, rinichii lucrează mai bine, sistemul nervos, deoarece în timpul sportului se secretă anumiți neurotransmițători și ne cresc moralul și deja ne simțim mai bine, avem mai multă energie pentru a continua să facem sport, mă ajută foarte mult. Bun. Cu ce putem asocia acest produs? Pentru că știu că întotdeauna există și produse ajutătoare. Da, deci pot să-l iau și singur ca atare, doza din prospect, o linguriță de 2-3 ori pe zi într-un pahar cu apă, se bea pendelete, întotdeauna orice luăm în apă e bine să-l bem pendelete, ca orice alt produs lichid din plante, nu uit, să nu se uite să fie agitat bine înainte de întrebuințare. Dar putem să-l mai asociem cu extractele gemoterapice care ne plac atât de mult și despre care vorbim tot timpul și sunt câteva pe care le-aș menționa în mod special și anume, dacă persoana reține foarte multă apă și asta se vede din edeme, da? Este în medicină acel semn al godeului, se numește, apeși puțin, mai ales la nivelul picioarelor și rămâne un semn, o urmă, țesutul este infiltrat cu apă. Da, deci aici pot asocia slim drink cu extract din muguri de fag. Fag, care este un drenor excepțional, este un detoxifiant renal și de asemenea digestiv, dar în primul rând renal, 2 ml de două ori pe zi extract din muguri de fag împreună cu produsul slim drink mă ajută să am o diureză mult mai abundentă. Dar atenție, când ai de mers foarte mult prin oraș, diureza în primele zile chiar e abundentă, deci să vă așteptați la așa ceva. Apoi, persoanele cu un metabolism mai lent, care au în familie rude cu hipotiroidism sau se știu eventual cu un debut de hipotiroidism sau care chiar fac tratament endocrinologic, pot asocia extractul din amenzi de mesteacăn pufos, amenzi, mesteacănul are foarte multe extracte gemoterapice, dar pe partea endocrină merg amenzii. De asemenea, 2 ml de două ori pe zi mă ajută să accelerez arderile. Vedeți, se combină cu iodul din alga marină brună, din produsul Slim Drink și îmi vor accelera un pic mai tare arderile. Da, deci am văzut fagul, mă ajută în caz de edeme, semințele amenzii de mesteacă în pufos în caz de hipotiroidism sau tendințe la hipotiroidism și aș vrea să fac încă o mențiune. După ce am început să slăbim, de multe ori avem probleme la nivelul pielii, dar pielea atârnă, aș putea spune în termeni populare, își pierde elasticitatea, își pierde strălucirea și atunci și pe piele trebuie acționat. Iar aici există un produs foarte bun numit Polygema 13 piele detoxifiere, care se poate asocia, de exemplu, cu slim drink-ul. Pot face așa, slim drink, încep și iau împreună cu o sticluță din muguri de fag, am terminat fagul, iau în continuare slim drink cu acei amenzi de mesteacă în pufos și după aceea îl combin cu o sticluță de Polygema piele detoxifiere. Pentru că e nevoie de 2-3 luni de zile de tratament ca să văd un rezultat și mai ales ca să îl consolidez. Vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste informații. Sper să fie de ajutor. Trebuia să discutăm acest subiect un pic mai din vreme. Nu e târziu, se poate începe și acum. Cu cât e dieta și sportul făcute mai conștiincios, cu cât sunt făcute mai conștiincios, rezultatul se va vedea mai repede. Să ne reîntâlnim atunci mai suple? Sper. Iar noi, dragi telespectatori, să ne revedem cu bine.